obțină victoria în meciul cu Esbjerg, puncte vitale în calificarea în grupele principale. Doi pivoți și poarta goală la această fază. Riscă Adi Vasile aici. Neagu. Pasă la extremă, da, keeper, bară gol. Superb această acțiune și am înstins repede, este foarte important, am avut timp să schimbăm, să intre și portarul. Oh, ce noroc am avut, au dat și ele pe lângă poartă, o primă ratare a lui Frai. Crina era liberă, n-a văzut-o Lechic, o Moreghe, pasă pentru Zvici, două goluri consecutive. 11 la o primă oară, când dăm și noi două legate. Toți am recuperat cele două goluri pe care le vroiai recuperate în 30 de secunde. Mă uitam către apărarea noastră la faza de mai devreme. Zvici, Pintea și Torstenson erau acolo. În centru era umbră pe semicercul nostru. Raistor, Frai, oh, no. Oh, a crescut Crina împreună cu Moreghie. Se joacă din nou tare acum în final de repriză, mai sunt 5 minute. Ingstad, făcută sandwich, predă adversare. A intrat Torstenson în apărare în locul Crinei Pintea. Zvici și Torstenson asigură centrul defensivei bucureștene. Minute din prima repriză. Esbjerg conduce cu 11 la 8 după momentele de rătăcire care sperăm să se fi terminat din partea CSM-ului. Presto. Holman, ICT Instad de pe pivot. Vine Frai. Holman a mișcat bine spre extrem. Oh, Gârbici. 9 metri. Oh, ce tare intra și Torstenson în Instad. Protestează banca danezilor. Dar jocul era oprit de mult, pentru că cele două arbitre fluieraseră la extrema dreaptă. S-au apărat bine jucătoarele CSM-ului la Estavana Polman, dar Frai a condus foarte bine atacului Elgier. Iar Cristine Breisol a avut multe sfidiri, multe aruncări bune la poarta noastră. Oh, a mâncat Breisol, pasă în aur. Torstenson pentru Gârbici. Gârbici nu o vede pe Zvici decât târziu din cădere la faul. Ce bine să demarcase Zvici, partea stângă, da? A făcut Sandrici și a văzut-o, dar nu a putut să îi paseze din faul. Și din nou 7 contra 6, CSM București, Pintea și Zvii și doi pivoți, a intrat și Neagu în stânga, Lechici în centru, Moreghe dreapta. Glicovac, deocamdată nefolosită de Adi Vasile, liderul dreapta. Omoreghe, Lechici, Neagu, Lechici, Omoreghe, foarte bine, keeper, votă, prea sus a aruncat keeper. N-a avut curaj Laura, din păcate, să dea tare la poartă, cum o făcuse la faza precedentă. Oh, Inchard, liberă! Și-a căcat în semicer. Ce bine a tatonat-o Torstenson cu spatele, Lechic. Ținută Lechic, pasă din nou pentru fault, achipă de eliminare cu 7 metri aici. Frafield spune că nu acesta este adevărul, a stat pe picioare, dar niciun sportiv nu-i cunoaște atunci când faultează în asemenea manieră. Vedem și noi pe reloare. Da. S-a apăcat de la Laura Kipper, i-a micșorat zona de pătrundere. Decizie corectă a suedezelor. Laura Kipper Boyce alternează momentele bune cu cele lipsite de inspirație. Una da, alta până acum. Kipper a scos ceva mai devreme, aruncare de la 7 metri. A treia executantă la CSM București. Linea Torstenson. Torstenson marchează. Am recuperat 3 goluri de la minus 5 pe tabelă, a putificat Linea Torstenson, jucătoarea care a câștigat Liga Campionilor în 2016 cu fosta echipa CSM-ului.
dar au rămas puține jucătoare. Avem pe Iulia Pușcașu Curea, avem pe Adi Vasile, antrenorul echipei, și Grubisic. Au schimbat foarte multe de atunci. Frai, nu merge bine apărarea, în sfârșit. Preston, Oma, Frai, Jacobson în dreapta, în prepasiv, danezele, pe Denisa acolo, Bollmann, pe Denisa care se dusese în stânga, marșala protejată, e bine. Omoreghe, o depășire, hiper, reprimește Omoreghe, iese la schimbare Denisa Dedu, intră, rămâne Dedu până la urmă, îi face să-l Ali Vasile. Adnan Conducetele București era pregătită Cristina Neagru să intre, dar rămâne pe bancă, Torstenson pentru Lechici întârzie. Lechici foarte bună, baza pe Cuzmin, gol superb al CSM-ului! Lechici l-a păcălit pe adversare, a avut un moment de viclenie, el a crezut că este un blanc acolo, dar Lechici știa că tot va juca cu Zvici. O problemă aici cu schimbare greșită la Esberg.